Șoferul care se îndrepta spre Hârșova cumpărase recent mașina din Austria și venise în România în vacanță. A încercat să depășească. Așa a ajuns pe contrasens, unde a intrat direct într-o altă mașină care circula regulamentar și în care se aflau 4 persoane, printre care și un copil de 5 ani. La locul accidentului, la ieșirea din localitatea Hârșova spre Constanța, au fost găsite 7 victime. Dintre cele 7, din nefericire, 3 erau decedate, s-a constatat decesul, victimele suferind leziuni incompatibile cu viața. Celelalte 4 victime au fost transportate către cea mai apropiată unitate spitalicească, Spitalul Orășenesc Hârșova. Copilul implicat în accident a intrat în stop cardiorespirator în urgența Spitalului Orășenesc Hârșova și l-a constatat apoi decesul. Acum 2 zile a venit din Austria, el acolo lucra și a venit acum 2 zile de acolo și... De acolo și-a luat mașina? Poftim? Da, de acolo a luat mașina. Ca ce-a lucrat el în Austria? Construcție lucrat. Mult timp a lucrat acolo? Vreo 8 luni, 8-9 luni, nu știu. A venit acum de sărbători acasă. Da, a venit de sărbători și s-a întâmplat nenorocirea asta. A intrat în depășire, în loc să ia dreapta să redreseze, tot în stânga a intrat în Volkswagen Jetta și uita și s-a întâmplat. Câte persoane erau? 4 persoane în Jetta. 2 și un copil grav. Șoferul e mort și mai era cineva la lat smurt. A avut un accident, s-a lovit frontal sau nu știu ce. Deci rudele noastre mi s-au spus că sunt loviți de o altă mașină și aruncat pe șans, nu știam. Și acum am venit la servici și am oprit și noi mașina aici și... Polițiștii au deschis o anchetă. Ofițerii serviciului rutier s-au deplasat în urma unui apel 112 pentru asigurarea salvării victimelor, pentru fluidizarea traficului rutier și pentru efectuarea cercetării la fața locului. În acest loc au fost identificate 2 autoturisme care prezentau semnele unei coliziuni frontale. Au fost identificate 4 persoane rănite care au fost transportate la spital și 3 persoane decedate la fața locului. În total, 3 adulți și un copil și-au pierdut viața, alte 3 persoane au fost transportate la spital.